Cristian Resmeriță, deputat PSD de Valea Jiului, crede că în locul minerilor care s-au disponibilizat în septembrie, trebuiau angajați alți oameni. Asta și pentru că, spune Resmeriță, compania Huilei nu va mai avea cu cine să extragă cărbun pe viitor. Eu eram de părere că nu să creștem neapărat numărul de angajați al CNH-ului, dar măcar în locul celor 900 care pleacă, să luăm 900 de tineri pe care în 3, 4, 5, 6, 7 ani am putea să-i formăm, pentru că este foarte greu să formezi în industria minieră un specialist, un om care să lucreze acolo, iar acești tineri să ducă pe mai departe compania, pentru că tot disponibilizăm, tot pleacă oameni și în final vom ajunge la ceea ce mi-a spus ministrul Ariton într-o interpelare încă de acum un an de zile, că se dorește ca la CNH să fie 5.000-5.500 de angajați, 4 exploatări viabile și 3 pe închidere. La momentul respectiv, acum un an când am prezentat acea interpelare, inclusiv pe posturile naționale, cei de la guvernare mi-au spus că nu, că este greșit, că s-a făcut o modificare, că nu mai e așa cum, iată, că este exact așa cum am spus în urmă cu un an de zile. Din păcate s-a confirmat și din păcate actuala guvernare se dovedește impotentă când este vorba de rezolvarea problemelor CNH-ului. La compania Huile din Petroșani mai sunt acum aproximativ 1000 de oameni și, în toamna acestui an, 900 de foști ortaci au ieșit din sistem. Mai mult, acesta a fost și primul an în care minele din Valea Jiului au rămas fără subvenții și conducerea Companiei Naționale a Huilei a declarat că anul viitor activitatea ar putea fi chiar sistată dacă nu se va subvenționa activitatea extractivă a Huilei.